Bună ziua, sunt Lucia Dincă și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Asociația Seniorii Sârmi-Clăușeni a organizat o excursie plătită de pensionari la Oradea. Luni dimineață, cei peste 30 de seniori înscriși pentru această excursie au fost prezenți în fața primăriei. Marele proiect finanțat din fonduri europene ce vizează rețeaua de canal se apropie de final. În prezent se lucrează pe artere principale ale orașului. Echipa de fotbal seniori Unirea Sâniculaul Mare este pe val. Meciul încheiat cu scorul de 5-0 pe teren propriu împotriva celor de la CS Giroc dă încredere echipei pentru următoarele meciuri din cadrul campionatului județean. Primăria orașului împreună cu Consiliul Local au venit și anul acesta în întâmpinarea nevoilor pentru sistemul de învățământ local. Dacă bani din fonduri locale au fost alocate tuturor instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, a venit și rândul generalei numărul 1, Teodor Bucurescu, dar și liceului cu profil agricol Cristofor Naco. Primăria și Consiliul Local încearcă pe cât se poate să aloce timp și bani pentru viitorul copiilor din oraș. Au început lucrările la 3 dintre școlile din Sâniculaul Mare. Una dintre școli este școala gimnazială numărul 1, școală la care se efectuează lucrări de reparații, practic de înlocuirea întregului acoperiș, plus lucrări de reparații la turn. Este o clădire emblematică pentru orașul nostru, o clădire din centrul orașului și am ținut neapărat să fie reabilitată. Acea de-a doua școală este fostul liceu agricol, actual grup tehnologic, ce o să aibă înlocuit acoperișul și toată fațada refăcută. Și a treia locație este liceul Ioan Jebelean, care va avea înlocuite toate geamurile și o anvelopare termică. Generala numărul 1, Teodor Bucurescu, nu a fost singura instituție de învățământ căreia i-au fost alocate fonduri din bugetul local. Toate clădirile în care sunt elevi și sau preșcolari au fost ajutate cu diferite îmbunătățiri. De asemenea, și liceul cu profil agricol Cristofor Naco este în reabilitare. Toate cheltuielile, toate costurile acestor lucrări sunt până în 100.000 de euro. Scrise în cadrul unor proiecte pe fonduri europene și banii sunt tot din fonduri europene și noi ne bucurăm că am reușit să prindem aceste fonduri, fiindcă toate cele trei locații de care am amintit necesitau aceste lucrări. Termenul de finalizare este în funcție de locație între 6 și 9 luni de zile. Primăria împreună cu Consiliul Local este alături instituțiilor de învățământ, lucrările pentru întreținerea și buna funcționare a dezvoltării educaționale în oraș fiind atent supravegheată. Se dorește astfel ca prin oferirea de condiții cât mai bune în instituțiile de învățământ și rezultatele să fie pe măsură. Asociația Pensionarilor Seniorii Sârmi-Clăușeni a organizat la cerere încă o excursie la începutul acestei săptămâni. Dacă luna trecută seniorii au vizitat Peștera Urșilor, de această dată cei peste 30 de seniori dornici de a ieși din localitate au plătit o sumă nesemnificativă, iar cu ajutorul primăriei au reușit să viziteze localitatea Oradea. În luna septembrie, pensionarii Asociației Seniorii Sârmi-Clăușeni au făcut o vizită Peșterii Urșilor, de unde s-au întors acasă cu suveniruri și amintiri frumoase. Am fost cu pensionarii, un grup organizat. În luna septembrie am făcut o excursie la Peștera Urșilor și de acolo am venit spre casă și am vizitat Mănăstirea Gai. După aproximativ o lună de zile am mai dorit pensionarii să mai facă încă o excursie. Am plecat cu ei la Oradea. Acolo am vizitat Mănăstirea Bunavestire. De acolo am plecat la Mănăstirea Sfântei Cruci. Acolo iar am vizitat, a fost un loc foarte frumos. Timpul era excepțional. De acolo am venit încetişor spre casă. Și luna aceasta, seniorii acestei asociații au solicitat încă o excursie. De această dată, direcția a fost localitatea Oradea. Pe viitor, când ne lasă vremea, după când vine timpul frumos, normal, mai vor. Dar dacă nu ne lasă vremea, anul ăsta cred că este ultima făcută. A
Asociația Seniorii Sunt Miclăușeni, în colaborare cu Primăria Orașului, organizează pe parcursul unui an mai multe evenimente dedicate persoanelor în etate. Luna decembrie este deja bine cunoscută în rândul seniorilor ca fiind o lună a cadourilor. Acestea vor fi date în perioada Sfântului Nicolae. Marele proiect finanțat din fonduri europene și executat de SECE Aquatim, proiect ce vizează extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canal, continuă. Ținând cont că termenul de finalizare se apropie, se lucrează în mai multe zone din oraș, iar pe unele străzi lucrările de modernizare au fost deja încheiate. Eforturile firmelor contractate pentru executarea serviciilor de reabilitare au început să dea roade. Pe mai multe străzi din oraș încep să se vadă rezultatele. Proiectul de reabilitare și extindere rețea de apă și canal continuă. Au început lucrările pe strada Oituz, strada Drumul Saravale și strada Șaguna. Pe toate cele trei străzi avem extindere și reabilitare atât pe apă cât și pe canal. La lotul 2 din proiectul mare de reabilitare a infrastructurii urbane, s-au început lucrările, se lucrează pe strada Nufărului la accese, se lucrează pe strada Popa Șapcă la accese către proprietăți, la trotuar și la structura drumului în vederea asfaltării. De asemenea, tot în cadrul acestui proiect se lucrează pe strada Axente Sever la structura drumului în vederea asfaltării, iar pe drumul Comloșului se lucrează la unele mici remedieri la canalizarea pluvială, urmând și acolo să înceapă lucrările de asfaltare. Lucrările de modernizare nu se vor încheia aici. Urmează să înceapă lucrări și pe alte străzi din oraș. Unde avem extinderi de rețea, acolo obligația de a se branșa la rețea este a omului, a proprietarului. Unde este reabilitare de rețea atât la apă cât și la canal, obligația de a branșa imobilul, casa la rețea, este a executantului, deci a firmei care execută lucrările. Totodată trebuie să specificăm că în prezent atât rețeaua de apă cât și rețeaua de canalizare, extindere, vorbesc de extinderea de rețea, nu este recepționată de către Aquatim, deci nu poate fi dată în folosință. Ea va fi dată în folosință în aproximativ o lună jumate, când va fi recepționat primul pachet de 7 străzi. Acolo unde avem reabilitare de rețea, deci unde au existat rețeaua, acolo rețeaua este dată în folosință deja. Însă Nicolaul Mare, pe strada Eftimie, Murgu, s-au efectuat lucrări de reabilitare a conductei vechi de apă, aproximativ 1000 de metri, și de extindere a sistemului de canalizare, aproximativ 960 de metri. De asemenea, și pe strada Crișan, unde s-a lucrat la extinderea rețelei de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare, lucrările s-au încheiat. Pe strada Popa Șapcă, Nistor Oprean și 13 decembrie a avut loc predarea amplasamentului. Proiectul de extindere a rețelelor de apă și canal se continuă, iar termen de finalizare fiind până în data de 30 decembrie 2014. Temperaturile de sub 10 grade determină cetățenii să utilizeze diferite sisteme de încălzire. Fie ele pe gaz, lemn, cărbune sau electric, proprietarii au unele îndatoriri și anume acelea de a preveni. Astfel, în sezonul rece, pericolul de incendii crește datorită mai multor factori: supra-solicitarea sistemelor și instalațiilor de încălzire, folosirea de sisteme improvizate sau existența mai multor consumatori electrici ce depășesc puterea instalației din locuință. Înainte de a folosi sistemele de încălzire, cetățenii sunt rugați să controleze instalațiile și sistemele de încălzire, să înlăture defecțiunile instalate la sistemul de încălzire și asigurarea funcționării acestora în parametrii normali, protejarea contra înghețului a componentelor instalațiilor de stingere cu apă și asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru dezăpezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție sunt obligatorii. Urmează știrile din sport.
După înfrângerea suferită la Pobeda Dudești Vechi, echipa de seniori Unirea San Nicolaul Mare s-a răzbunat cu scorul de 5-0 în fața oaspeților de la CS Giroc. Cu un public de peste 500 de spectatori, băieții lui Căprărescu au dat dovadă de diplomație și tact, reușind la finele celor 90 de minute regulamentare să aducă pe tabela de marcaj un scor favorabil. Meciul desfășurat pe teren propriu a început în forță, iar la finalizarea celor 90 de minute regulamentare, tabela de marcaj arăta scorul de 5-0 în favoarea băieților de pe Malaranca. Am jucat cu echipa din Giroc, o echipă tânără de, cu mulți copii în lot. Victoria era previzibilă, așteptată. Mă bucur că băieții au dat mai multe goluri decât de obicei și s-au descătușat. Un 5-0 zic eu că meritat după aspectele jocurilor. Am avut mai multe ocazii, e bine și atât. Asta în ideea că în etapa următoare mergem la liderul seriei, la SU Poli, și dacă putem, sperăm la un meci bun, astfel încât să venim neînvinși de acolo, dacă se poate. Vom vedea cum abordăm și noi jocul acolo. După această victorie, Alba Albaștri San Miclăușeni sunt ocupanții locului 9 în clasamentul diviziei de județene. Jonglăm aici între locul 8 și 9. Sperăm ca după turul ăsta în care am făcut, să zic așa, mai multe schimbări în cadrul primilor jucători, primilor intrați în teren, sperăm că pe viitor să avem o mai mare omogenitate și să nu mai schimbăm echipa de la meci la meci. Asta poate și datorită băieților, dacă îi convingem să vină mai des la antrenament. Antrenorul Nicolae Căprărescu a terminat meciul în tribune, acesta fiind suspendat pentru 4 etape și amendat cu suma de 150 de lei. Lotul secției de handbal din cadrul clubului Unirea San Nicolaul Mare se mândrește cu rezultate remarcabile. Juniorii 2 au adus un bine meritat loc întâi la turneul desfășurat weekendul trecut la Lugoj, junioarele au dat 2 victorii din 2 meciuri, iar seniorii sunt lideri în grupa lor. Meciul desfășurat duminică dimineață în sala de sport Ioan Morar din San Nicolaul Mare a adus o victorie echipei, deși în prima repriză băieții albaștri nu au putut să se detașeze față de echipa oaspete. Băieții au intrat pe teren învingători din vestiar. Au crezut că e un meci atât de lejer, fiindcă în primăvară cu Lugojul eu am bătut la 20 diferență, iar acum cei de la Lugoj au venit un pic mai motivați și prima repriză a fost foarte grea. Cu toate că l-am dominat, dar a fost grea prima repriză, conducând la 10-9 pentru Unirea, iar a doua repriză a început categoric în favoarea noastră și am dominat partida, care am câștigat-o cu 36-29 pe final. Băieții s-au dat seama că nu e chiar așa ușor, toată lumea vrea să câștige contra noastră, cu toate că noi avem un lot, zic eu, valoros pentru campionatul județean, peste toate echipele care participă. Și să sperăm pe viitor că vom fi undeva mai sus decât suntem astăzi. Și juniorii secției de handbal s-au întors acasă din deplasarea de la Lugoj cu locul întâi la turneul de juniori. Băieții s-au întors acasă cu 2 victorii și un meci de egalitate. Au câștigat primul meci cu turnul Severin, zic eu, foarte lejer, la 9 goluri diferență. Al doilea meci a fost un pic chixă din partea noastră, fiindcă tot așa au intrat și ei pe teren învingători, iar la urmă am obținut un rezultat de egalitate cu LPS Banatul. Iar duminică dimineața cu CSM Lugoj câștigat fără nicio problemă la diferență destul de mare, 10 goluri, zic, cu gazdele care nu și-au
nu și-au pus deloc amprenta pe joc, fiind gazde, deci noi am defilat cu ei. Am încheiat primul turneu cu brio, zic eu, cât de cât, și suntem pe primul loc cu 7 puncte, restul echipelor având 6, 2, iar una Lugojul neacumulând nicio victorie. De asemenea, junioarele sunt pe poziții în cadrul campionatului județean. Acum weekendul junior 3 pleacă la Reșița, unde sperăm în rezultate favorabile nouă, iar fetele pleacă la Timișoara în weekend, tot turneul cu numărul 2, care să sperăm că vor obține rezultatele care le-au obținut la Nădlac. Fetele au câștigat amândouă meciuri, una la Olimpia Făget, iar cealaltă cu Anina, la San Nicolau Mare, fiind pe primul loc. Meciul cu Peciu Nou, care trebuia să dispute săptămâna trecută, nu s-a disputat din cauza că Peciu a participat la un turneu de junioare 2 și nu s-a putut organiza meciul care trebuia să jucăm la ei, la Peciu. Deci noi suntem încrezători că și fetele, ca și băieții, merg pe drumul cel bun. Lotul secției de handbal, atât junior cât și senior, este unul bine format și cu perspective pentru viitorul apropiat. Urmărim informațiile despre vreme. Sfârșitul acestei săptămâni anunță temperaturi scăzute acestei perioade. Maximele de peste zi vor oscila între 11 și 15 grade Celsius, iar minimele noaptea vor ajunge la cota de 4 grade Celsius. Începutul și mijlocul săptămânii anunță de asemenea temperaturi scăzute. Maximele de peste zi vor oscila între 9 și 12 grade Celsius, iar minimele noaptea vor coborî până la 2 grade Celsius. Sfârșitul săptămânii viitoare va fi cu temperaturi de peste zi ce vor oscila între 11 și 15 grade Celsius, iar minimele noaptea vor oscila între 3 și 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. La revedere!